Salutare, dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție din Star pe Litoral. De la ultima noastră întâlnire și până acum, eu am tot continuat să caut și să găsesc tinere talente aici de la mare. Trebuie să mărturisesc că pe lângă cumpărături, muzica este cea mai mare pasiune a mea, astfel am căutat și am găsit mulți muzicieni talentați aici pe litoralul Mării Negre. Spre uimirea mea, nu am găsit un tânăr care știe să cânte doar la un instrument sau doar la voce, ci din contră am găsit un tânăr care cântă la vioară, tobe, pian și chitară. Așadar, astăzi stăm de vorbă cu Andrei Pletea, vine din Liceul de Muzică George Enescu și ne va spune cum și de unde a început pasiunea lui pentru muzică. Bună, Andrei! Bună! Te rog frumos, povestește-mi puțin așa despre talentele tale, despre pasiunea ta pentru muzică. Am înțeles că ai foarte multe talente. Pasiunea mea despre muzică a început de când eram mic, în clasa 1, la Liceul George Enescu sunt. Mi-a plăcut să învăț fiecare instrument în parte. Mi-a plăcut toba, vioara, chitara, chiar și pianul, deși nu l-am aici. Mi-a plăcut toate aceste instrumente și să le îmbin, să fac un colaj, să îmi arăt talentul în muzică. Dar de unde crezi că a pornit această pasiunea ta pentru muzică? Adică a fost moștenită, a fost pur și simplu ceva ce ai văzut la televizor și ți-a plăcut? Talentul meu despre muzică a venit de când eram copil. Cred că l-am moștenit din partea tataielui meu, deși nu l-am cunoscut, că a murit înainte de a mă naște, dar cred că se trage prin sânge chestia asta. Spune-mi, dacă ar fi să alegi așa dintr-un instrument, mi-ai spus că știi să cânti la foarte multe instrumente, care ar fi preferatul tău și de ce? Instrumentul meu preferat este percuția, toba. Pentru că atunci când bat în tobă, simt ritmul, simt că bate inima în mine. Spune-mi dacă ai, nu știu, ce te inspiră pe tine să faci muzică? Ai un idol, ai, nu știu, un feeling, așa, ce? Nu am neapărat un idol în muzică. Eu mă consider un artist pentru că nu fac doar muzică, eu fac și actorie, am făcut și dansuri, îmi place să și pictez. Mie îmi place să le îmbin pe toate, să le pun pe toate la oaltă și să iasă ceva frumos la final. Trebuie să mărturisesc că ești un adevărat talent, adică n-am întâlnit foarte multe cazuri de copii care știu să facă atât de multe lucruri. Aș vrea să te întreb care este stilul tău preferat de muzică. Stilul meu preferat de muzică nu este doar un stil de muzică. Pot să înceapă de la pop, rock, jazz, nu știu, pot să zic și mombaton, care este ritmul acela de manea, doar că se simte bine atunci când dansezi pe el. Îmi place orice gen de muzică, n-am un stil aparte în care să spun că îmi place acel stil de muzică. Dar piesele pe care le interpretezi, cum ți le alegi? Piesele pe care le interpretez sunt în funcție de cere publicul. Dacă lumea cere pop, rock, asta cânt, pentru că pe asta se simte bine. Din punct de vedere artistic, așa, ce planuri de viitor ai? Din punct de vedere artistic, pe viitor am planuri mari. Vreau să devin un compozitor, sunt și pe producție, îmi place să-mi compun propriile piese, îmi place să-mi scriu textele și vreau să ajung ceva mare în viitor. Când spui că vrei să ajungi ceva mare, te referi pe plan național sau internațional? Când spun că vreau să devin ceva mare pe viitor, spun pe plan profesional și pe plan internațional. Pentru că altcumva te vede lumea din afară decât cei dinăuntru. Cei dinăuntru te cunosc, cei din afară nu. Mi-ai spus că știi să cânti la chitară, la tobe, la vioară, la pian. Poți să-mi faci o demonstrație să văd și eu cât de talentat ești? Cu siguranță, o să-ți arăt câte un pic din fiecare instrument. Super, hai să vedem! Super, Andrei, cânti foarte bine la chitară, dar aș vrea să mă mai impresionez și cu un alt instrument. Vioara? Hai cu vioara. Ok. Ești uluitor de talentat. Mulțumesc. Și cu vioara. Acum aș vrea să-mi demonstrezi și cu percuția preferată ta.
Andrei, pentru demonstrația ta. Ești foarte, foarte talentat, trebuie să recunosc. Eu îți urez mult succes pe viitor și să ajungi acolo unde îți dorești. El a fost Andrei Pletea, dragilor, un băiat multitalentat care știe să cânte aproape la toate instrumentele. Eu îi urez multă baftă pe viitor cu planurile lui mari legate de carieră și eu sunt Ami și nu uita, până data viitoare, fii star pe litoral!